tehnică, face lucruri extraordinare. Senzațional, da, de fiecare dată. Da, e foarte talentat, Ed Sheeran. Este. Curge muzica din el, așa. Dar nu știu dacă cu puține note, nu? Are el mai multe. Le are pe aceleași, dar știe cum să le folosească. Nu știu ce face, magie cu muzică. Ce avem, da, pentru începutul acesta de asta săptămână? Tulbure început. Magie cu Ministerul Apărării Naționale. Domnul Dâncu și-a dat demisia. Ia că a venit și timpul. A zis că nu poate să colaboreze cu președintele. Dar ce înseamnă asta, n-a mai zis domnul Dâncu. Chiar și întrebat ulterior despre povestea asta, hai să deselenim un pic subiectul. Începe rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, la această oră, premierul Nicolae Ciucă a preluat interimatul la Ministerul Apărării Naționale. Asta a fost și o sugestie a liderului PSD, Marcel Ciolacu. Sigur că domnul Ciucă este cel mai îndrituit. A mai fost ministru al apărării, a fost șeful armatei din România. E chiar o opțiune binevenită pentru postul respectiv interimar. Vom vedea ce fel de ministru va apărea acolo. Demisia domnului Dâncu vine, nu-i așa, cumva ca o surpriză, dacă stai să te gândești, dar dacă țineți minte ce v-am spus data trecută, v-am zis hai să așteptăm ramanierea, eram convins că domnul Dâncu pleacă, nu mă așteptam să plece la o săptămână după evenimentele de acum câteva zile. Da, dai ca termenul în februarie, da, 2023. Da, da, da. Am zis, domnule, când se produce schimbarea rotativei sau dacă vine vreo remaniere, așa mă gândeam. Nu știu, dar pot să bănuiesc ce s-a întâmplat între timp. Domnul Dâncu și-a dat astăzi demisia, spunând că nu poate colabora cu președintele României. Știți că săptămânile trecute, domnul Dâncu a avut o poziție personală diferită față de cea oficială a României privind finalizarea războiului din Ucraina. Domnul Dâncu a spus domnilor, credem că trebuie făcute eforturi, mă rog, nu e un citat ce zic eu aici, dar asta era ideea. Ar trebui făcută pace și, mă rog, dădea de înțeles că ar trebui purtate niște negocieri de pace. Ori poziția României este că Ucraina singură alege când să face pace și niciun caz atâta vreme cât trupele rusești îi ocupă o parte din teritoriu. La data respectivă, poziția sa a fost criticată, inclusiv de președintele Iohannis, care a spus mai mergi și citește revista presei. Domnul Dâncu i-a răspuns, cred că nu citiți voi revista presei textual, da? Mai citiți dumneavoastră revista presei din țările occidentale să vedeți că președintele Macron vorbește, de exemplu, despre asta. Lunea trecută domnul Dâncu s-a dus la guvern și lucrurile s-au așezat în sensul că a ieșit de acolo un comunicat care a spus, domnule, căutăm să ne calibrăm împreună declarațiile astea. După care domnul Dâncu a plecat într-o vizită în Georgia, probabil cu ceva mesaje din partea NATO. Georgia e un stat în sfera de influență a Uniunii Europene și a Statelor Unite, adică e un stat care îi privește cu, cum să zic, nu cu dragoste Rusia. Și domnul Dâncu și-a îndeplinit misiunea acolo, după care s-a întors astăzi și a zis, domnule, e timpul să demisionez. Ce s-a întâmplat de joi, miercuri, joi, când s-a întors în țară. Dar ce crezi că s-a întâmplat? Cred că domnul președinte Iohannis i-a trimis un mesaj și i-a spus că nu mai are parte de susținerea mea, de susținerea lui. Am citit presa internațională, da, revista presa, da, internațională, da, da, mulțumim. Și nu te mai susțin, nu poți să faci asta în public. Cred că același lucru s-a întâmplat și în cazul ministrului Câmpeanu. Cred că președintele a trimis un mesaj că nu te mai susțin. Ori dacă mesajul ăsta vine, cum să zic, direct personal, prin telefon sau într-o întâlnire sau vine prin intermediul consilierilor, așa cum bănuiesc eu, el are aceeași valoare. Dacă președintele nu te mai susține în chestiunea asta, înseamnă că trebuie să pleci. Da, și cred că asta s-a întâmplat. Eu cred că domnul Iohannis i-a transmis direct, că direct sau indirect, că nu mai pot lucra împreună. Dar aminte, domnul Dâncu nici n-a mai stat mult pe gânduri, pentru că mâine era o ședință a CSAT-ului la care ar fi trebuit să se prezinte. Ori dacă președintele a transmis că n-are parte de susținere, mai ales după declarația cu revista presei, atunci a trebuit să plece. Sigur că domnul Dâncu, acum, dintr-un punct de vedere, aici e și o luptă politică internă. Era așteptat de multă vreme de colegii din PSD, că el nu e chiar în cele mai bune relații, da, cu domnul Ciolacu, da, da. Da. Adică e o veste bună pentru toată lumea. Și
Să lasă acum de înțeles, dacă e să facem loterie de asta politică internă, că, domnule, ar putea să ajungă postul ăsta la PNL, că PSD-ul să ia altceva, nu ne e foarte clar, o să vedem. Acum, el ca semnificație și ca imagine, demisia asta unui ministru al apărării în mijlocul unui război la granițele noastre, nu e un lucru care dă bine. Adică nu e o chestiune care să fie primită cu bucurie, pentru că ea provoacă și o doză de instabilitate, dar și întrebări ale partenerilor care spun, băi, voi sunteți niște oameni serioși acolo, cum da, se poate... Da, ce se întâmplă la voi, da. Și în condițiile astea, sigur că nimeni nu a vrut să-l demită pe domnul Dâncu, dar acum, dacă a plecat singur, lucrurile sunt mai așezate. Nu o să fie o criză foarte gravă, adică eu zic că în câteva zile se va găsi un răspuns pentru această funcție, chit că să mai face vreo rocadă sau dacă se va face, dar cu siguranță va fi acolo alt om care va prelua tipul ăsta de angajamente. E adevărat, însă, că în ce privește șefia armatei române, schimbările astea sunt mult prea dese și mult prea rapide, astfel încât să poți să construiești ceva de genul ăsta. Domnul Dâncu a fost întrebat astăzi și despre posibilitatea unor contracte. V-a cerut președintele Iohannis să cumpărați, să faceți anumite achiziții pentru armată și a zis că nu este vorba de așa ceva, nu mi-a cerut nimic domnul președinte, plec din motive personale, nu vreau să afectez funcționarea ministerului. Da. În câteva zile o să avem din nou o funcție aici, misă că o să treacă așa chestiunea asta un pic neobservată din punctul ăsta de vedere. Cam asta e pentru astăzi. România va rămâne tot pe traiectoria asta, asta e ceea ce putem spune cu siguranță în momentul ăsta, adică nu e o catastrofă plecarea domnului Dâncu, nu se schimbă nimic în privința politicii noastre, s-ar putea ca următorul ministru să vorbească însă mai puțin pe teme care nu sunt de resortul său. Da. Cătălin, îți mulțumesc. Dacă nu ați reușit să ascultați rubrica de la bun început, o găsiți integral în curând pe site-ul nostru europafm.ro sau pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM la secțiunea Live. I love the variety. Radio-ul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. I love the variety of music. Europa FM. Și